Reprezentanții societății Drumuri și Poduri călărași au informat că pe raza județului nostru nu au existat drumuri blocate din cauza zăpezii. În majoritatea zonelor care acoperă județul, carosabilul fiind umed, parțial acoperit cu zăpadă. Cele 62 de utilaje cu lamă și material antiderapant au circulat în toate cele patru zone care acoperă județul, respectiv Călăraș, Lehliu-Gară, Mănăstirea și Fundulea. În urma avertizării meteo de cod galben, ce viza ninsori moderate și însemnate cantitativ, s-a impus ca pe toate drumurile din județul nostru să fie folosit material antiderapant. În acest moment, circulația pe drumurile județene se desfășoară în condiții de iarnă, participanții la trafic fiind rugați să circule cu atenție sporită, în special pe sectoarele de drum unde se află utilajele de intervenție, și de asemenea se recomandă ca mașinile să fie echipate corespunzător.